Salut, dragilor, și bine ați venit la Vlogmas, ziua numărul 5. Este sâmbătă, suntem în 4 decembrie. Și m-am pus în fața geamului pentru că este foarte întunecat în casă, nu știu dacă se vede. Plouă. Plouă, este înnorat și se topește toată zăpada pentru că e la plus. Da. Păcat pentru că ieri începe să se ningă foarte frumos, alaltă e la fel. Abia m-am trezit, de aceea sunt așa. Da. M-am gândit să vă arăt și ce avem în advent calendar. Ia să vedem ce avem astăzi. Unde este ziua cu numărul 5? Ah, oh, gata. L-am găsit. Ziua cu numărul 5. Ia să vedem. Avem aici ceva. Ok. Avem aici un... un fel de balsam șampon, așa scrie aici, fără sulfați, pentru păr distrus, pentru repararea firului de păr. Da. Deocamdată n-am încercat șampoanele de la Yves Rocher, nu știu cum sunt. Dar, na, deocamdată eu am șampoanele mele pe care le folosesc acum, așa că da. Bun, da, mă pregătesc și eu, mă duc să-mi fac partea de skincare, să mă piaptă și puțin, că părul meu, na, e așa. Da, afară plouă, deci cu siguranță o să-mi ud părul, deci oricum astăzi trebuie să-mi spăl părul, deci poate să mă plouă mult și bine. Da, mă duc și eu să mă îmbrac, să mă pregătesc, să-mi fac un ceai eventual și să ieșim pentru că e deja trecut de ora 9 și soțul meu deja s-a dus ca să ducă toate cartoane, sticlă, plastic, tot ce era de dus la centru de reciclare și după aceea să ieșim în oraș pentru că avem câteva locuri în care trebuie să ajungem și după aceea să venim acasă să mâncăm pentru că soțul meu trebuie să plece. Da, asta ca să fim mai mult singurică. Hei, dragilor, am ajuns acasă acum vreo jumătate de oră. Am mâncat puțin repede ceva ce am cumpărat, așa că un sandwich cu soțul meu, pentru că nu am apucat să mâncăm niciunul dintre noi pe ziua de astăzi. Mi-a mai rămas puțină lasagna de aseară și în cazul în care mi se face foame mai târziu, cu siguranță o să încălzesc la cuptor și o să mănânc. Da. Bun. Ce vreau să vă spun este că am reușit să ajung la două magazine Brocky Shop. Brocky Shop sunt acele magazine second hand cu absolut tot ce vrei. Da, tot ce vrei. Adică gen de casă, de masă, de haine, de jucării, de decorațiuni de Crăciun, de absolut tot ce vrei. Mi-am dorit foarte mult să caut niște decorațiuni de Crăciun, dar din păcate... Adică gen am găsit eu ceva, ceva. Dar... Nu eram așa mulțumită de ce am văzut, nu. În fine, am fost la alte două Brocky Shop pe față de cel la care mergeam mai de obicei. Da. Și am luat câte ceva de acolo, vreau să vă arăt și vouă. Bun. Am verificat și poșta, apropo de asta, și am primit un pachet pe care l-așteptam. Mi-am comandat de pe aplicația Zalando, care v-am spus că nu se găsește în România, se găsește în alte țări din Europa, inclusiv Elveția, Germania, Italia, Spania, nu știu Italia, dar Spania sigur este, nu știu, Anglia, Belgia, Franța. Nu-mi vin acum în minte toate țările în care există aplicația Zalando, dar este și în Elveția și v-am tot spus despre această aplicație că îmi comand de pe ea orice vreau, orice. Și la capitolul de, nu știu, de make-up, de păr, de skincare, de body care, de orice, orice, orice. Pur și simplu, haine, încălțăminte, genți, rucsace, curele, orice vreau îmi iau de acolo. Da, chiar și pentru nuntă mi-am luat multe chestii de acolo. Da. Și cei de la Zalando au făcut un fel de... beauty box, să zic așa, cu câteva produse și nu am deschis cutia, pur și simplu de-abia încep să desfac împreună cu voi imediat. Acum vreau doar ca să vă arăt așa ce am cumpărat. Păi, pentru că îmi doresc foarte mult să-mi iau un aparat din acela în care se pună discurile de vinil și le asculti, am dat cum să numești acel aparat, nu-mi vine. Dar am avut și eu acasă când eram mică, nu știu ce au făcut amii cu el, nu știu dacă l-au dat, l-au vândut, nu știu ce au făcut. Ideea este că acum se găsesc foarte greu și dacă le găsești sunt foarte scumpe. Adică la modul 500, 700, 1000, 1200 de franci, adică foarte scumpe. Am găsit pe un site de aici în Elveția unul la vreo 170 de franci, cred, cel mai ieftin. Nu știu cât de bun este, dacă este bun, dacă e ceva de capul lui sau nu, habar nu am. O să caut și pe site-ul din România să văd ce găsesc, pentru că aici n-am găsit mare lucru, dar îmi doresc foarte mult un aparat de genul acela în care să pui discurile de vinil să le ascult. Hei! Ce este? Așa, și am ales câteva. Mai exact 3. Deci, și vreau să vă spun că aici găsesc foarte multe discuri de vinil, la 2-3 franci bucata, foarte ieftine. Numai că au cu muzică din asta super, super veche, adică gen anii 30, 40, 50, 70, wow. Muzică de care eu cu siguranță n-am auzit și nu cunosc și nu știu. Dar am ales întâmplător, pentru că na, dacă nu cunosc, nu știu, vă dați seama. Am ales unul cu jazz,
am ales unul cu jazz, muzică jazz și blues, de Dr. Martin Luther King Jr. Ah, de asta am auzit parcă. Da. Da, urmează să l-ascult, bineînțeles, să văd. Ia să văd cum arată în interior. Papagalii mei fac gălăgie de câte ori eu vorbesc, deci este incredibil așa ceva. Ia să vedem, n-am mai văzut un disc de vinil. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ia priviți. Mi-a fost foarte dor să văd așa ceva. Când eram mică, aveam discuri de vinil cu poveștile lui Ion Creangă. Aveam cu Capra cu Trăiez, aveam cu Unguța cu Doi Bani, aveam cu Ursul Păcălit de Vulpe. Da. Și mi-amintesc că tatăl meu ne punea acele povești și ne le punea de foarte multe ori, până când, practic, le învățam cam pe de rost, sincer. Și după aceea ne punea să ascultăm timp săptămânii, iar în weekend, când aveam să fim, ne punea să le povestim pe de rost. Și le învățam. Le învățam pentru că le ascultam non-stop. Da. Îmi aduc aminte. Bun, am luat unul ceva de muzică country, din, mai exact din Nashville. Am zis că este și un serial care se numește așa. Hei! Alo! Da, spus. Ce este, mă? Mă, ce este, mă? Ha? Care e problema? Zi, ce s-a întâmplat? Hm? Ce se întâmplă? Ce aveți voi nevoie? Hai că vin de la voi, stau și cu voi. Hai că am venit acasă, mă. Așa. Soțului meu îi place muzica country. Acum nu știu să vă spun din ce ani sunt toate astea. Habar nu am, nici măcar nu știu că scrie. Pur și simplu, le-am luat. Le-am găsit și le-am luat. Se pare că au destul de melodie aici. A? Da, așa arată. Discuri de bine. Acum sper să nu fiți zguriată și să aude bine. Dacă aveam unde să le probez acolo, era perfect. Avea acolo un aparat din acelea de ascultat aceste discuri, dar era doar de design mai mult, pentru că scria că nu merge. Nu e funcțional, din păcate. Nu era funcțional pentru că luam. Vă dați seama că luam, da. Și mi-am mai luat unul cu muzică clasică. Nu prea sunt eu cu muzica clasică, adică gen nu pot să ascult toți întreagă, că s-ar putea să mă ia durerea de cap, adică nu pot să stau să ascult prea mult, dar așa câteva melodii nu strică. Și mi-am luat una cu simfoniile lui Beethoven. Da. La fel arată discul normal. Da. Are așa un miros vechi. Da. Și fiecare disc a fost doar 2 franci. Scrie aici, 2 franci bucata. Bun. Și bineînțeles că nu se putea să ajung la un broccoli shop fără să mai iau niște cărți cu rețete. Nu, asta nu se poate, vă spun sincer. Bun, mi-am luat o carte cu rețete de... din asta, mai mult așa, de patiserie. Așa. Asta a fost 4 franci. Ia să dacă am cum să îl țin ca să vă și arăt puțin. Da, îmi place mult că arată aici pas cu pas cum se fac anumite rețete. Am aici una și pentru grill și picnic. Mi s-a părut interesantă. Da, foarte multe rețete. Și mai am una cu Kleingebäck. Kleingebäck care este un fel de mini deserturi. Cu deserturi foarte micuțe. O să încerc să vi le arăt. Și aici este... cum să vă zic, adică arată chiar pas cu pas cum se fac. După cum vedeți, pas cu pas arată cum se fac și sunt foarte curioasă, de abia aștept să o văd, să o citesc. Bun, haideți să vă arăt ce am mai luat de la Broccoli Shop imediat. Stați să-l aduc, că este puțin cam greu. Avem aici un ceas foarte vechi elvețian. Noi l-am găsit la un preț foarte mic pentru că proprietarul spunea că așa l-a primit și nu știe dacă mai funcționează. Așa, astfel de ceasuri, dacă găsesc ceva poze, promit să vă pun aici, cu ceasuri elvețiene foarte vechi și foarte scumpe. Noi am găsit la Broccoli Shop și cu 300, 350, 450, 500 de franci, unul. Sunt la fel ca acesta pe care l-am arătat acum și sunt unele și mai mari care se agață în perete. Noi l-am cumpărat cu 20 de franci pe acesta pentru că proprietarea spunea că, bă, să vi-l dau la un preț mare, eu vi-l aș da. Că astea, în mod normal, sunt scumpe, sunt valoroase, sunt foarte vechi. Dar dacă nu funcționează, că nici măcar nu știu ce să-i fac, dacă să repar sau nu. Și soțul meu a zis, ia să-l iau eu, că cunosc eu pe cineva care are ceasul de-astea vechi și hai că poate reușesc să văd, să verific cumva, să văd dacă merge. Dacă nu, îl ținem și noi de design, că e frumos. Totuși, am dat puțin bani. Femeia zicea că dacă nu reușim să-l facem și nu funcționează, să-l ducem înapoi. Pentru 20 de franci nu e o avere. Era mai nasol dacă cumpăram unul din acela de 200, 250, 300, 400, 500, cât e unul așa, la ocazie. Că v-am spus că prețurile lor variază, nu știu, la câteva mii de franci, probabil. Da, și chiar și părinții mei doresc unul și am găsit unele tot așa, la 350, 450, da.
Bun. Da, și ne-am luat și noi un ceas elvețian. Dar și care îi spuneam soțului, voi, dacă vreodată o să plecăm de aici, din Elveția, chiar o să vreau și eu un ceas din acela mai scump, de pus pe perete, ca să am și eu amintire să știu și eu că, bă, am fost eu în Elveția odată, știi? Da. Bun. Ce am mai de la Brocchi Shop, să vă arăt repede. Stați puțin ca să desfac, ca să pot să vă arăt despre ce este vorba. Da. Am luat chestia asta. Priviți cât de frumoasă e. Nu știu exact ce ar putea fi. Ar putea fi cum este, un suport în acesta de pus untul. De pus untul aici, oare? Așa, a fost doar 15 franci, are prețul aici. Mamei mele îi plac chestiile astea. Îmi plac și mie, dar nu așa. Eu cred că aș căuta puțin diferit, dar pentru ea am luat-o, vă dați seama. Ei îi plac foarte mult chestiile astea. Și tot pentru părinții mei. Lor le plac foarte mult farfurii cu tot felul de peisaje sau desene pe ele, dar care se agață în perete. Pentru că elvețienii, așa făceau înainte, aveau case doar din lemn, din acelea foarte vechi, și aveau tot felul de farfurii și tablouri foarte vechi cu diferite desene și peisaje sau ceva reprezentativ de aici în Elveția, atârnate pe pereți. Așa că, când au fost ai mei aici, și-au luat și câteva chestii, mai ales o farfurie cu un peisaj elvețian, cu ceva tipic, un peisaj de la munte. Și am găsit și astăzi câteva. Am luat una așa, mie mi s-a părut destul de drăguță. A fost 3 franci, dar de fapt a fost reducere de 50% la orice, acolo în Brăcășopul în care fusesem, așa că le-am luat la jumătate din preț care scrie pe ele, să știți. Bun, deci am luat-o pe aceasta, care, după cum vedeți, se agață în perete. Așa. Am luat-o pe aceasta, iarăși, mi s-a părut destul de ok. Acum nu știu dacă o să-i placă. Tot așa se agață în perete. După cum vedeți, sunt foarte ieftine, 2-3 franci bucata, adică, da. Așa, dar mai avem impresia că am mai luat una, dar se pare că am luat doar două, avem impresia că am luat trei. Nu știu, doar două am luat. În fine. Bun, și cam atât de la Brocky Shop. Acum vreau să vă arăt puțin că am fost până la magazinul alimentar ca să ne luăm și ceva de mâncare. Și s-a să luat un panetone, pentru că lui îi place panetone. Mie nu-mi place că mi se pare prea dulce, sincer. Așa. Am luat niște bureți de vase pentru că nu mai aveam. Am luat și un burete special pentru a curăța aragazul, care este la fel ca acesta din imagine al meu și pe care oricum nu știam cum să-l curăț. Și mă bucur că l-am găsit pe acesta. Este un burete special. Aici e burete, burete, dar aici are o parte de ceva, nu știu, nu știu ce să zică e asta. Oricum, rămâne să-l testez să văd dacă funcționează, dacă se duce. Așa, am luat bineînțeles și niște scoici din acestea congelate, pentru că eu mai fac cu paste și cu sos alb. Chiar urmează să fac weekendul ăsta. Weekendul ăsta, da, poate mâine fac. Am luat și niște cârnați din aceștia subțiri și uscați, care sunt foarte buni, foarte, foarte buni. Mie îmi plac foarte mult. Bineînțeles că n-am putut să mă abțin să-mi iau și eu 2 bucăți de tortă dulce, pentru că, na, e și perioada în care se mănâncă. Și bineînțeles că mi-am cumpărat ceva ce nu prea se mai găsește în magazin de ceva timp. Să știți că aici nu prea se mai găsește ficatul de niciun fel de animal. Nu știu de ce. Așa că am găsit ficăței de pui congelați la cutiuțe de... Stai că nu știu câte grame are. Cred că are vreo 500 de grame treaba asta. Că nu scrie gramajul. Da, nu scrie gramajul. Dar cred că are vreo 500 de grame. Oricum sunt ieftine. 3 franci cutiuța. Adică așa am o grămadă de ficăței aici. Așa. Și ce am mai luat? S-a mai luat o pungă de pulpe congelate. Este pungă de 2 kg și jumătate și are undeva la 10-12 pulpe, depinde cât de mari sunt. Da. Și eu de obicei le pun la congelator și mai scot așa câte 3, pentru că sosul meu mănâncă 2 și eu una. Și mereu mai scot așa câte 3, câte 3, câte 3 și mai fac ori o friptură la cuptor, ori un ostropel de pui, ori ceva, nu contează ce idee, mai bine mie să fac. Uite, un ostropel l-am mai făcut de foarte mult timp. Da. Bun, și acum aș vrea să desfac acest beauty box de la Zalando, dar mai întâi să pun și eu toate astea la loc, pentru că ia priviți, le-am desfăcut și ia priviți cum arată masa. E un dezastru. Așa că da, vreau să mă pun să le pun repede la loc și după aceea revin ca să desfacem pachetul de la Zalando. Bun, și acum să deschidem și această cutie foarte frumoasă de la Zalando. Mi-ar fi plăcut să o primesc de Crăciun, de exemplu, sau să pot filma într-un clip separat, dar na. Am scăpat capacul cutiei pe jos. Ok, ia să vedem. Oh, wow, avem ceva produse aici. Ia să le luăm pe rând să vedem. Începem cu primul produs de la Attivi Puri Colistar, Colistar Milano. Ok,
Este un fel de serum din acesta de ochi cu acid hialuronic și peptide. Are 15 ml. Este făcut în Italia. Ia să vedem. De la Colistar am auzit de acest brand foarte mult în ultima perioadă, dar nu am niciun produs de la ei. Așa arată. Așa arată el. Da, este un produs de ochi. Bun, văd aici că are și un dita mai prospectul înăuntru, așa că va trebui să citesc mai bine despre acest produs. Bun, trecem și la următorul produs, cel de-al doilea. Avem aici un produs de la Clinique. Ce-o fi asta? Zice că este un fel de emulsie hidratantă. Zice că este bun pentru ten uscat și mixt. Ok, ia să vedem. Cam așa arată. Ia să vedem. Dacă pot să și desfac. Da, pare să fie un produs pentru ten, pentru față. Clinic este făcut în Belgia. Nu știam că Clinic este făcut în Belgia. Eu credeam că e un produs francez. Așa arată, rămâne să îl testez, bineînțeles. Deci este ca un fel de cremă hidratantă pentru față. Ok, trecem și la următorul produs. Avem aici un produs de la Pai. De la Pai. Am auzit de acest brand foarte mult în ultima perioadă, chiar lucruri bune, dar n-am încercat niciodată nimic. Se pare că avem aici un ulei. Un ulei pentru față cu cacao și ceramide. Pentru calmarea pielii. Ok, ia să văd cum se desface cutia asta. Wow! Îmi place foarte mult ambalajul. Foarte, foarte mult. Așa arată. Este un produs de la Pai. Un produs calmant, un ulei calmant cu ceramide și cacao. Wow! Și este valabil până în iunie 2023. Are și data de expirare pe el. Foarte interesant. De-abia aștept să îl folosesc. Mi se pare chiar interesant. Eu nu prea folosesc uleiuri pe față. Mi-e frică și mă feresc de ele. Pentru că mi se irită tenul. Dar, uite, de exemplu, am folosit de la Makeup Revolution un ulei cu retinol pentru față și mi-a făcut foarte bine. Nu mi-a iritat fața absolut deloc. Deci, da, o să-i acord o șansă. Bun. Trecem și la produsul cu numărul 4. Ia să vedem. Avem aici un ulei de la Nuxe. Am auzit de acest brand, Nuxe. Știu că este un produs belgian, din câte știu. Zice că este un ulei pentru corp, pentru față și pentru păr. Ah, ok. Este un ulei hidratant pentru față, corp și păr. Așa arată. Ia să văd dacă pot să și miros. Este un ulei destul de parfumat, dar mi se pare că nu atât de tare. Are așa un parfum subtil. Dar îmi place. Miroase a ceva flor, nu pot să-mi dau seama. Are doar 33 de mililitri. Nu, are 10 mililitri, pardon. Ok, bun, rămâne să testez. Nici de la Nuxe nu am testat nimic până acum, așa că sunt foarte curioasă. Trecem la următorul produs. Avem aici un produs de la Yorgobe. De la Yorgobe, să știți că am testat deja masca aceea neagră pe care mi-a făcut acum vreo 2 zile, dacă nu mă înșel. Și mai am un serum cu niacinamide, iarăși foarte, foarte mișto și ăla. La fel, mă mai dau seara cu el, foarte bun. Ah! Despre ce vorbea? Nu pot să cred. Este același serum cu niacinamide pe care folosesc eu, numai că este într-o variantă mai micuță. Luați tare. Da, eu l-am într-o variantă mai mare. Acesta este. Eu pe acesta l-am. Da, super tare. Mă bucur. Mă bucur că îl am din nou, pentru că îmi place foarte mult, foarte mult, foarte mult. Deci lasă o piele incredibilă. Deci te dai seara cu el și a doua zi. Îmi place. Bun. Trecem și la cel de-al șaselea produs, nu? Da. Ok, avem aici un produs de la Cores. Cores? Sper că citesc bine. Este un produs cu vitamina C și trandafir sălbatic, din câte văd eu aici. Este un fel de cremă mască cu care trebuie să te dai seara la culcare, cu vitamina C și cu trandafir sălbatic. Și este foarte bun pentru riduri, așa că nu mai venea cuvântul. Are 16 ml și este făcut în Grecia, da? Nu știam. Și este valabil 6 luni. Așa arată, este un produs de la Cores și de-abia aștept să-l folosesc pentru că n-am mai testat nici de la ei nimic. Le-am tot văzut pe Zalando și pe alte site-uri produsele lor, chiar și pe Notino, cred. Și m-am tot gândit oare să încerc, să nu încerc, să nu încerc, să nu încerc. Eu credeam că e brandul corean, dar nu este. Este brand grecesc. Ok, trecem și la cel de-al șaptelea produs. Da, vedeți și voi ce am aici. Este de la brandul Zoe Aila. Nici măcar nu știu dacă pronunț corect. Asta este brandul.
Ok, este o guașa. Guașa pentru masaj facial. Ia să văd dacă pot să-și desfac. E super lipită treaba asta aici. Ah, și nu m-am gândit să-mi aduc ceva de desfăcut aici. Hai că am reușit, ia. Pentru că vreau să o și văd. Cum arată? Wow, e neagră. Eu abia mi-am luat una de pe AliExpress de culoare verde. Și arată la fel ca asta. Da, arată super mișto și abia aștept să o folosesc așa pentru masaj. Uite așa. Au. Doare. Bun, rămâne să o testez. Apropo, trebuie să încep și eu să-mi fac masaj facial pentru că simt așa că parcă după 30 de ani mi-a cam căzut fața. Și e între ghilimele spus, adică nu e între ghilimele spus, nu? Între ghilimele spus e expresia aia că mi-a căzut fața, adică gen ai rămas șocat sau ceva, dar mie chiar, eu chiar simt că mi-a căzut fața și că nu mai e așa în sus, că e în jos. Da, așa că niște masaj facial ar prinde bine. Bun, trecem și la produsul cu numărul 8. Ia să vedem. Avem aici un produs de la Rituals. Brandul meu drag. Doamne, cât ador produsele de la Rituals. Și mă ofic că încă nu le-am încercat pe toate. Pentru că ele diferă ca și aromă, ca și produse, ca și, nu știu exact, ingrediente, probabil, diferă în funcție de culoarea lor. Eu le-am încercat doar pe cele cu verde și cu alb, cred. Sunt unele alb cros, ceva de genul. Deci pe galben încă n-am încercat, deci de-abia aștept. Bun, avem aici un ce? Un foaming shower gel cu portocale dulce și lem de cedar. Cum miroase? Îmi place cum miroase. Mamă, și Rita mai spuma de gel, de duș, spuma de duș, da. Rita mai spuma, dar abia aștept să folosesc. Bun, și ultimul produs l-am lăsat la final, pentru că am văzut așa că are un ambalaj drăguț, acum eu știu ce-o fi, pare a fi un fel de ruj, nu? Ia să vedem cum se scoate. Aha, uite așa. Ia să vedem ce ar putea fi, da, avem aici un ruj. Un ruj de la... Pe bune? Am un ruj de la Charlotte Tilbury? Pe bune? Oh my god, este primul meu produs de la Charlotte Tilbury. Oh my god, te priviți! Doamne, ce ambalaj! Eu nu sunt deloc fan animal print, absolut deloc, dar arată genial. Avem un ruj în nuanța Glowing Gem. Oh my god, la asta nu mă așteptam. Oh, ce nuanță! Oh, ce miros, doamne! Doamne, deci atât de mult timp este de când îmi doresc să testez și eu un ruj de la Charlotte Tilbury. Doamne Dumnezeu! Stai că am scăpat pe jos cutia. Doamne, deci este incredibil, nu pot să cred! Chiar este de la Charlotte Tilbury! Oh my god! Sunt foarte fericită! Doamne, doamne, doamne! Doamne, doamne! Wow, cât mi-am dorit, nu pot să cred! Acum gata, sunt fericită! Mi-amintesc că anul trecut, în cutia Pink Box de la Crăciun, da, de pe luna decembrie, am avut un ruj de la MAC. Și vă dați seama că tot așa n-am testat niciodată nimic de la acest brand. Și când am văzut rujul de la MAC, atât de tare m-am bucurat. Iar acum la fel, un ruj de la Charlotte Tilbury. Ce șanse puteam eu să cred că am să primesc un ruj pe care l-am scăpat pe jos a doua oară deja. Of, Doamne, ce șanse puteam eu să cred că am să primesc un ruj în acest beauty box de la Zalando. Da. Pentru o persoană ca mine, care nu-și cumpără machiaje scumpe și care are foarte multe rujuri și machiaje și care nu mai vrea să-și cumpere, să primesc rujuri sau farduri de la branduri foarte scumpe, nu că nu mi-aș permite să-mi iau un ruj de la Charlotte Tilbury, de la MAC Cosmetics sau de la, nu știu, de la Fenty Beauty, uite, n-am mai încercat de la Fenty Beauty sau mai știu eu ce branduri din astea foarte scumpe, nu? Nu că nu-mi permit, sau de la Chanel, sau mai știu eu ce, Dior, habar n-am. Dar nu mi se pare, nu mi se pare, adică de ce să dai atâția bani pe un ruj scump când știu sigur 100% că există și rujuri de la branduri mult mai ieftine, cum sunt Catrice, cum sunt, nu știu, NYX, care sunt foarte bune și mult, mult mai rezistente decât unele atât de scumpe, nu? Tocmai de aceea nu cumpăr rujuri scumpe, dar când le primesc sunt foarte bucuroasă. Da. Bun. Acesta a fost beauty box-ul de la Zalando și eu acum mă duc să mă schimb pentru că am de lucru vreo oră și jumătate și după aceea vreau să vin acasă și să dau cu aspiratorul, să spăl vasele, să bag și hainele spălat și să vedem dacă reușesc să fac bradul astăzi. Dacă nu reușesc astăzi, sigur îl fac mâine. Și dacă nu reușesc să fac bradul astăzi, totuși aș vrea să fac ceva de mâncare, ceva bun. Ceva ce trebuia să gătesc ieri, numai că ieri eu nu m-am mai gătit. Ați văzut și voi. Bun, sper că v-a plăcut haul-ul cu toate cumpărăturile și unboxing-ul acestei cutii absolut superbe. Da. Bun, noi ne vedem mai târziu. Am treabă acum.
V-am spus că am de lucru vreo 2 ore, s-au trecut 2 ore și ceva, am ajuns și eu acasă cu vreo jumătate de oră, este 7:30 deja și am băgat niște haine la spălat. Acum am pornit mașina și mi-a scris soțul meu, hei, vezi că în mai puțin de oră sunt acasă. Ok, și eu tocmai voiam să mă apuc să fac un desert. Că n-am mai făcut un desert de foarte mult timp. Și zice, și m-am gândit, bă, ce să fac acum? Mai fac desert, mai fac. A, gata, știu ce fac. Îl sun pe soțul meu și zic, mă, soțul, ia zi și mie, cam cât de foame ți este? Că m-am gândit eu așa înainte să-l sun, dacă nu este foarte foame, atunci mă apuc și fac desert. Dacă o fi mâncat pe acolo pe unde s-a dus el. Dacă este foame și ar vrea să mănânce ceva de mâncare, atunci fac repede, pregătesc cina și mai târziu sau mâine fac și un desert. Adică aș fi preferat în seara asta, dar na. Vedem, vedem mai târziu cum stăm cu timpul și cu cheful și cu, da, toate cele. Bun, mă duc să mă apuc să pregătesc cina. Să știți că de ieri mi-am propus ca să fac, de fapt pentru ieri voiam să fac niște șnițele de pui cu piure de cartofi și salată, dar aseară am fost plecați în oraș, știți și voi, și ne-am întors după ora 8 și asta însemna o oră foarte târziu de gătit. Adevărul e că și acum, 7:30 este o oră destul de târzie pentru pregătit mâncare. Probabil o să fie gata masa, nu e asta problema. Dar, într-adevăr, este cam târziu. Dar, na, în seara asta să mâncăm și mai târziu, asta este. Până la urmă nu mâncăm fiecare seară la ora asta, așa că e ok. Bun, mă duc să pregătesc masa și ne vedem mai încolo, nu? Soțul meu și am pregătit masa, este totul gata. După cum vedeți, am făcut șnițele, piure și salată. Și acum mai punem și noi să mâncăm puțin. Este târziu, cred că e vreo 12 și merg la somn, pentru că așa am luat cina cam târziu și după aceea am petrecut timp cu soțul meu, am vorbit de niște lucruri și după aceea m-am uitat la ultimele 2 sau 3 episoade de la Casa de Papel, care mi-a plăcut enorm, enorm, enorm finalul, foarte frumos. Și mi-am dat seama că s-a făcut 12. Și am venit în baie ca să-mi iau la revedere. Mi-a fi plăcut să fac în seara asta un desert și să reușesc să fac și bradul, dar n-am mai reușit. Soțul meu a venit și el destul de târziu, am luat cină. Na, cam asta e. Da, noi ne revedem mâine într-o nouă zi de vlog. Aveți grijă de voi!